A fi în slujba lui Hristos poate fi o activitate istovitoare și aparent lipsită de rezultate. Am văzut mulți oameni implicați, oameni care s-au implicat și apoi s-au delăsat, pentru că n-au văzut rezultate. Adevărul este că în slujba lui Hristos nu este întotdeauna ușor. Și mai ales nu este ușor când cei slujiți nu răspund sau răspund rău înapoi. Sau slujirea în biserica lui Hristos poate să fie o experiență înălțătoare dacă este înțeleasă și practicată conform designului lui Dumnezeu. De multe ori slujirea este lipsită de rezultate sau istovitoare pentru că nu o facem cum trebuie sau nu o facem cu atitudine potrivită. Ne scapă ceva și resimțim eșecul cu putere. Acum, când vorbim de slujire în biserică, nu ducem lipsă de idei, avem o grămadă de idei ce s-ar putea face sau ce ar trebui făcut. Nu ducem lipsă de idei, nu ducem nici lipsă de metode, suntem foarte creativi și avem resurse aproape inepuizabile de creativitate în jurul nostru. Avem idei, avem metode și avem o grămadă de domenii de implicare. Problema este că principiile slujirii nu ne sunt foarte limpezi. Cum se slujește? Care este modelul după care eu trebuie să slujesc, indiferent ce fel de slujire fac? Cum au loc lucrurile, cum are loc slujirea, astfel încât să nu fie istovitoare și lipsită de sens? Petru așează în câteva fraze un mesaj concis, dar cuprinzător despre slujirea în împărăție, despre modelul slujirii, despre cum trebuie să slujim. Și aș vrea să luăm acest text și să-l citim cu atenție și să extragem din el modelul. Cum gândește Dumnezeu atitudinea noastră în slujire? Cum trebuie înțeleasă slujirea? Pentru că atunci când ne vom implica, să nu ne lăsăm descurajați, pentru că atunci când ne vom implica și vom sluji, să fim perseverenți și să o facem cu rezultate. Să lăsăm în urmă ceva bun și folositor. 1 Petru de la 2 la 4, dar am să citesc și versetul 1, pregătitor. Sfătuiesc, spune Petru, pe prezbitere dintre voi, eu care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Eu vă sfătuiesc, zice Petru, ce? Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji a slavei. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi. Deci pasajul este doar pentru prezbiterii ordinați? Nu? Prezbiter înseamnă bătrân sau episcop, veghetor, cel care veghează asupra altora. Îi sfătuiesc pe toți aceia care slujesc la ceva, pe aceia care veghează într-un anumit domeniu. Ceea ce urmează este pentru toți aceia care slujesc, pentru toți aceia care păstoresc turma lui Dumnezeu, indiferent de componența ei. Și vreau să încep cu acest lucru. Viața este precum tenisul. Cine servește mai bine, rare ori pierde. S-ar putea să fie adevăr în cuvintele acestea. Cine servește mai bine, rare ori pierde. Cine are serva bună, cine slujește bine, nu prea are cum să piardă. Și o să vedeți de ce. Așa că Petru ne lansează într-un model al slujirii. Pune înaintea noastră o radiografie. Cum trebuie să gândesc când slujesc, indiferent de slujire? 1. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră. Și păstoriți este o serie de acte de slujire. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră. Înțeleg de aici
un prim principiu. Slujirea creștină nu este un act facultativ, ci obligatoriu. Este ceva ce trebuie să facem. Viața de credință este o slujbă cu normă întreagă, cum ați văzut, 24 din 24, 7 din 7. Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu și așa mai departe. Scriptura este cât se poate de clară că avem o datorie de a pune umărul, de a face ceva, de a ne implica, de a avea un rol, de a sluji. Până la urmă, slujirea, ca definiție, este, ar putea suna în felul următor. Slujirea este actul, acțiunea, actul prin care resursele divine întâmpină nevoile umane prin intermediul credincioșilor spre slava lui Dumnezeu. Și acum să mergem mai departe. Vedem că turma este a lui Dumnezeu aflată sub paza ta, nu-i așa? Asta ne conduce la un alt principiu. Slujești Domnului slujind oamenii. Când slujești oamenii, tu de fapt slujești Domnului. Și această perspectivă este foarte importantă. Chestiunea aceasta, perspectiva aceasta, este cât se poate de importantă când slujești. De ce? Pentru că ea-ți spune următorul lucru. Eu sunt în slujba Lui, nu în slujba lor. În slujba Lui, pentru binele lor. Tu slujești Domnului. Pavel spune în 2 Corinteni 4:5, noi suntem robii voștri, sclavii voștri, servitorii voștri, adică noi vă slujim pe voi, și atenție, pentru Iisus, ca reprezentanța lui Iisus, noi suntem ai Lui, noi suntem robii Lui, nu robii voștri. Și consecințele unei astfel de perspective, slujim oamenii, eu slujesc Domnului, sunt semnificative. Când gândești așa, tu nu ești la cheremul oamenilor pe care îi slujești. Nu ei sunt șefii tăi, nu ei îți dictează ce ai de făcut, tu nu ești supusul lor, sclavul lor. Nu ești la cheremul lor, îi slujești după voia lui Dumnezeu, spre folosul lor. Apoi, o altă consecință, când gândești așa, vei fi motivat să dai ce ai mai bun, nu resturile, nu să cauți scuze. Dacă eu de fapt slujesc Domnului, vreau să o fac cum trebuie, cu toată dedicarea, nu cu resturile ce mai rămân pe acasă. O altă consecință, încetezi să te mai compari cu alți lucrători, cu ce face Dumnezeu prin ei. Când tu știi că slujești Domnului, nu mai contează că altul are mai mari rezultate. Nu te mai compari cu nimeni. Eu slujești Domnului cu tot ceea ce am. Fiecare cu treaba lui. Și mai are încă o consecință. Odată, tu nu ești la cheremul oamenilor, dar în același timp oamenii nu sunt la cheremul tău. Îi protejează, o astfel de gândire, îi protejează pe beneficiarii slujirii tare, îi protejează de abuzuri, îi protejează de posibilitatea de a fi umiliți prin slujirea ta. Adică, atitudinea cu care slujești te învață să fie de bun simț pentru că tu slujești Domnului. Arătând respect celor slujiți, ei nu sunt ai tăi, sunt ai Domnului. Când slujești pe cineva și te străduiești să-i clarifici că o faci, că o faci asta pentru el, ai o problemă de atitudine. Când cel slujit se simte prost că este slujit, că este într-o nevoie și are nevoie de slujirea ta, dar se simte prost pentru că te-ai clarificat că o faci pentru el, e clarificat că pe tine te slujesc acum. Cel slujit se simte prost și se simte umilit, ai o problemă în slujirea aceasta. Când știi că tu slujești Domnului, îl respecti pe cel de lângă tine. Poate aici ar ajuta o distinție între ajutorare și slujire. Și distinția este de nuanță, dar s-ar putea să fie de folos în abordarea, în gândirea noastră, pentru că ne schimbăm gândirea și încep să ni se schimbe sentimentele și acțiunile. Există, haideți să facem o distinție între ajutorare și slujire. Ajutorarea este bazată pe inegalitate. Nu este o relație între egali. Când tu îți spui, îl ajut pe cutare, este ca și cum ai spune eu, îmi folosesc tăria ca să rezolv slăbiciunea lui. Îl ajut pe ăla că nu poate. Îl ajut că-i amărât. Îl ajut că... Îl ajut. Când tu ai mentalitatea de a acorda un ajutor, este o ajutorare pe care o fac, tu ești tare și el e slab. Este inevitabil o relație de sus în jos.
Când te gândești că ajuți pe cineva, automat te așezi într-o poziție de superioritate față de cel ajutat și creezi o obligație în cel ajutat. În schimb, când în mintea ta gândești îl slujesc, când slujesc pe cineva, într-o relație egală și mutuală, reciprocă. El este egalul meu. Îl slujesc. Când te gândești că slujești pe cineva, știi că ești doar o unealtă disponibilă în mâna cuiva spre folosul altcuiva. Sigur, diferența dintre ajutorare și slujire este doar în mintea ta. Nu neapărat în actul pe care îl faci. Poți să faci același act de slujire cu o mentalitate de ajutorare sau cu o mentalitate de slujire. Și aici apare diferența. Atitudinea sănătoasă te răsplătește pe tine și le ridică pe celălalt, nu-l umilește. Poate ajuta. Mentalitatea slujirii determină calitatea ei. Păstoriți turma cum se cade, continuă Petru. A fost păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, să vă fie foarte clar, turma lui Dumnezeu sub paza voastră. Apoi Petru vine și spune, păstoriți turma cum se cade. Pentru că slujirea nu-i joacă de copii. Slujirea înseamnă invadarea câmpului de bătălie, nu a terenului de joacă. Și Petru spune lucrul ăsta foarte clar câteva versete mai încolo, în contextul îndemnului la slujire. Și-l aduce pe scenă pe cel rău, fiți treși și vegheați, pentru că potrivnicul vostru diavolul își dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită, împotriviți-vă lui tare în credință. Păstoriți turma cum se cade, nu-i joacă de copii, e o treabă serioasă. Cum se cade? Și Petru continuă. Cum se cade? Unu, de bună voie. Nu de silă, ci de bună voie, răspunzând chemării lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta este foarte important. Pentru că intrarea în slujire se face prin chemare divină. Este foarte important să înțelegi că Dumnezeu te cheamă. Abia când știi că Dumnezeu te cheamă, vei avea resursele să mergi mai departe. Pentru că cine nu are siguranța chemării divine în lucrare, va ceda curând în fața greutăților ei. Sau o va face cu superficialitate. Dar când știi că Dumnezeu te cheamă, când ajungi la o creștere în cunoștință, aici este locul meu și trebuie să pun numărul. Când vezi că ușa e deschisă și poți să faci ceva, știi că Dumnezeu te cheamă. Când ai o povară lăuntrică pe inima ta și știi că ceva trebuie făcut, este chemarea lui Dumnezeu. Este important să știi că Dumnezeu te cheamă. Și verifică-ți chemarea și sfătuiește, dar să ai convingerea că Dumnezeu te cheamă. Pentru că altfel vei ceda curând în fața greutăților lucrării. De bună voie, nu de silă, ci de bună voie, răspunzând chemării, și nu de silă, ci de bună voie, conform darurilor cu care ești înzestrat. Darul spiritual reprezintă orice înzestrare, naturală sau supranaturală, care primește putere de la Duhul Sfânt și este folosită pentru edificarea bisericii. Păstorește turma cum se cade. Cum se cade? Nu de silă, ci de bună voie, conform darurilor cu care ești înzestrat. Bun, dar cu ce daruri sunt înzestrat? Și mulți avem problema aceasta. Parcă am vrea cumva așa să primim un soi de etichetă, un soi de rețetă. Ăsta este darul tău, dă-i bătaie. Și lucrurile nu se întâmplă așa în viața reală. Știm cu toții că avem niște daruri, știm cu toții, Biblia ne spune că suntem înzestrați cu niște daruri naturale și supranaturale, dar care sunt alea? Și în căutarea noastră sinceră de a descoperi, ni se oferă foarte des tot felul de teste de personalitate, teste de descoperire a darurilor, care poate că ajută puțin, dar mie mi se par neconvingătoare și foarte teoretice. Există căi nespus mai bune. Și vă dau trei căi nespus mai bune de a-ți descoperi darul și cât se poate de practice și de pe teren. Prima cale de a-ți descoperi darul este suflecarea mânecilor. Ce să mai stă în atâtea povești și la atâtea teste și la atâtea întrebări filozofice și întoarse pe toate părțile? Suflecă-ți mânecile și dă-i bătaie.
Caută care sunt nevoile și oportunitățile de slujire și experimentează, pune umărul, implică-te și vezi ce iese. S-ar putea să-ți dai seama că nu-i locul tău acolo, că nu te pricepi, că nu-ți iese. Nicio problemă, tot cu mânecile suflecate te duci altundeva unde se cheamă, unde este nevoie, unde poți face ceva, oricât de simplu ar fi. Suflecă-ți mânecile și pune umărul la orice nevoie, orice chemare, orice oportunitate și vei descoperi dacă-ți iese. E pe teren. Vei avea rezultate concrete, fie că poți, fie că nu e acolo locul tău și mergi în altă parte. O altă cale nespus mai bună este bătaia inimii. Unde-ți bate inima? Pentru ce-ți bate inima? Unde stau gândurile tale? Care sunt frământările pe care le ai cu privire la viața bisericii, la locul tău acolo? Ce interese sau înclinații ai? Uită-te la rezultatele implicării tale într-o anumită zonă de slujire. Unde îți bate inima? Și dacă acolo e gândul tău, frământarea ta, caută-ți un loc acolo și implică-te. Și o treia cale nespus mai bună este vocea de lângă tine. Și asta înseamnă două lucruri. Vocea de lângă tine poate însemna sfatul oamenilor care te cunosc, ce văd ei la tine. Du-te la cei care te cunosc, apropiați, rude, cei care te cunosc, prietenii tăi. Să-ți spună ce vedeai din afară. Unde te-ar vedea ei potrivit. Clarifică-ți. Vocea de lângă tine te poate îndruma. Dar vocea de lângă tine mai poate însemna și oamenii slujiți deja de tine când ți-ai suflecat mânecile. Pentru că întâi de toate suflești mânecile și te bagi. Băgându-te vezi rezultate. Dacă oamenii slujiți de tine vin să-ți confirme, dar o să vadă că ce ai făcut e bun. E vocea celui de lângă tine care spune, aici e locul tău, aici ești de folos, aici ești vrut. Și atunci, iată trei căi nespus mai bune și cât se poate de practice, de pe teren. Păstoriți turma lui Dumnezeu cum se cade, de bună voie, dar Petru continuă, după voia lui, după voia lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Care e voia lui Dumnezeu? Slujește potrivit cu categoria celor slujiți. Fiecare categorie de oameni are un specific. Vorbește pe limba lor. Slujește-i după nevoia lor, după structura lor, după simțul, după nevoia lor, după specificul lor. Sfaturile lui Pavel pentru Timotei sunt un argument foarte puternic. Pavel spune lui Timotei, nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată. Are un specific. Pe tineri sfătuiește-i ca pe niște frați, nu ca un șef. Pe femeile bătrâne sfătuiește-l ca pe niște mame. Pe cele tinere ca pe niște surori. Cinstește văduvile care sunt cu adevărat văduve. Au un specific. Presbiterii care cărmesc bine să fie învredinciți cu îndoită cinste. Un specific. Împotriva unui prezbiter să nu primește învinuire decât din gura a doi sau trei martori. Și așa mai departe. Slujește potrivit cu categoria celor slujiți. Cu copii îi slujești pe nevoia lor, pe tineri pe nevoia lor, pe adulți pe nevoia lor și așa mai departe. Fiecare lucrare are un specific. Voia lui Dumnezeu este să te slujești potrivit cu specificul lor. Dar după voia lui Dumnezeu mai înseamnă încă un lucru. Și anume, lasă-te îndrumat, învățat, mustrat și îndreptat de cuvântul lui Dumnezeu ca să fii destoinic pentru orice lucrare bună, cum spune cuvântul. Dar ce să însemne asta? După voia lui Dumnezeu înseamnă să primești de la El îndrumarea de care ai nevoie. Și Roman 12 cu 2 mi se pare cât se poate de categoric în direcția aceasta. Cel mai mult citim Roman 12 cu 2, un verset cunoscut și vi-l citesc imediat, îl citim în cheia moralității. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Și noi spunem să nu ne asemănăm din punct de vedere moral. Nu cred că la asta se referă. Ca să putem deosebi bine voia lui Dumnezeu, nu se referă la moralitate, pentru că tot standardul moral este cât se poate de bine subliniat în Scriptură. Nu prea este, nu e nevoie de o deosebire a voii lui, albui alb, negrui negru. Ce-i bun e bun, ce-i rău e rău. Este cât se poate de clar subliniat în Scriptură.
a descoperi voia lui Dumnezeu, a discerne bine voia lui Dumnezeu, trebuie să se refere la altceva. Nu la moralitate. Și cel mai degrabă se referă la cele strategice, tactice, dacă vreți, metodologice. Cum am deslujit în domeniul acesta? Oare cum ar trebui să abordez lucrurile? Care e voia lui Dumnezeu în modul în care mă ocup de cutare categorie sau de cutare categorie? Pentru că eu cred din toată inima, ceea ce dă roade pentru IBM sau pentru Apple sau pentru, eu știu, Daimler-Benz, nu funcționează neapărat și în biserică. Pârghiile din aceste corporații nu se pot aplica toate și în cadrul bisericii. Principiile de management sau de organizare, nu toate pot fi aplicate și în lumea noastră, în pragul nostru, în familia noastră. Câți dintre voi care lucrați în corporații, luați principiile acelea și le folosiți în casa voastră? Unele potrivesc, altele n-au ce căuta. Pentru că genul de relație este diferit. Pentru că pârghile de control sunt diferite. Pentru că tu în familie, fie cea de acasă, fie cea de aici, în familie, în biserică, nu cauți doar rezultate, obiectivele să fie împlinite, să iasă banii, să obții ceea ce ți-ai propus, ci te gândești și la sufletul omului, te gândești la inima lui, cauți formarea lui. E alt gen de relații între noi, de aceea să putem deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, are de a face cu găsirea soluțiilor, a strategiei, a modului de lucru, de slujire. Așa că lasă-te îndrumat, învățat, mustrat și îndreptat de cuvântul lui Dumnezeu. Păstoriți turma cum se cade de bună voie, după voia lui, și Petru continuă, cu lepădare de sine. Nu pentru câștig mărșav, spune el, ci cu lepădare de sine, adică dezinteresat. Slujește dezinteresat. Această expresie câștig mărșav e destul de dură. Poate câștigul mărșav, la ce se poate referi? Sigur, câștigul, interesul, poți să slujești din interesul de a câștiga financiar. Dar nu numai atât. Interesele tale, câștigurile nepotrivite, interesele tale pot lua forma puterii. Slujești ca să ai o poziție. Poate lua forma celebrității. Vreau să fiu cunoscut, să fiu văzut. Câștigul pe care îl cauți în slujire, câștigul nepotrivit, mărșav, poate să ia impresia, eu știu, să ia forma impresiei publice. Să se vadă că sunt capabil. Sau poate lua forma plătirii de polițe. Fac eu asta să arăt cum se face. Pornesc eu altceva ca să îi iau fața. Și lista poate continua. Cu lepădare de sine înseamnă dezinteresat. Nu pentru un câștig ne la locul lui, ci dezinteresat, cu lepădare de sine. Pentru că drept stă cel care se apleacă peste cel căzut și se ridică ridicând pe alții, nu pe sine. Acela stă drept, care se apleacă peste cel căzut și se ridică ridicându-l. Este despre celălalt, nu despre tine. Și lepădarea asta de sine continuă cu alte câteva lecții de viață, principii. Cei care lucrează pentru Hristos trebuie să lucreze ca și Hristos. Cum? Hristos mereu s-a prezentat pe sine ca fiind cu o inimă blândă și smerită. Eu sunt blând și smerit cu inima. Așa că lepădarea asta de sine are de-a face și cu modul în care slujești, nu impunând, nu călcându-i în picioare pe ceilalți, pentru că să fim serioși. Slujirea conferă autoritate, poziție și putere. Și acestea pot produce mândrie. Iar mândria construiește ziduri între oameni, pe când smerenia construiește poduri. Și când spun smerit, așa cum am spus deja de foarte multe ori în biserica aceasta, smerenia nu înseamnă să privești la tine cu inferioritate, ci să privești la tine mai puțin. Nu ești tu în centru, nu ești tu preocuparea,
tuturor lucrurilor sau întregii tare slujiri. Cei care lucrează pentru Hristos trebuie să lucreze ca și Hristos, cu inimă blândă și smerită. Apoi, când vorbim de lepădarea de sine, mai putem continua cu un alt principiu. Dumnezeu este la fel de interesat de slujitorul său cum este de lucrarea sa. Adică Dumnezeu lucrând prin noi, lucrează și în noi. Dacă tot ce ar fi dorit Dumnezeu să facă, ar fi fost să-și facă lucrarea, să-și îndeplinească obiectivele, și-ar fi folosit îngerii. Ar fi făcut-o mult mai bine ca noi și mult mai repede. Numai că El se folosește de noi. Pentru că lucrând prin noi, ne lucrează și pe noi. Implicându-te în lucrarea Lui, ești lucrat și tu. De aceea mai apar greutăți în lucrare și în loc să arunci armele, ești pregătit. Mai, lucrând, implicându-mă, Dumnezeu mă lucrează și pe mine. 3. Un slujitor sfânt este o armă măreață în mâna lui Dumnezeu. Și subliniez sfânt. Accentul chemării lui Dumnezeu cade pe sfințenia credincioșului, nu pe abilitățile sale. Carisma, darul, talentul de unul singur nu face față pe termen lung. Uitați-vă la filtrul lăsat de Pavel pentru selectarea lucrătorilor în epistolele pastorale 1, 2 Timotei și Tit. În listele acestea, dacă le adun pe toate listele din cele trei cărți, din cele trei scrisori, găsim 22 de caracteristici ale lucrătorului. Nici una nu face referire la daruri spirituale. Lucrătorul nu este unul a cărui daruri sunt subliniate, ci unul a cărui caracter este subliniat. Ne uităm acolo și vedem că lucrătorul, slujitorul, trebuie să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, nu cu două fețe, primitor de oaspeți, să nu fie nici bețiv, să nu fie încăpățânat, să nu fie iute la mânie, să nu fie bătăuș, să nu fie doritor de câștig mărșav, să nu fie certăreț, să fie blând, să nu fie iubitor de bani, să-și chivernisească bine casa, să-și țină copiii în supunere cu toată cuviința, să aibă bună mărturie din partea celor din afară, să iubească ce este bun, să fie drept, să fie devotat, să nu fie întors de curând la Domnul. Și peste unul am sărit. În stare să învețe pe alții. Dar în stare să învețe pe alții nu este totuna cu darul învățării. Nu toată lumea are darul învățării. Dar ești în stare să înveți pe alții. În ce sens? Aici este vorba de maturitate spirituală. Adică să fie unul care are experiență de viață și de cuvânt. Unul care știe cum să sfătuiască pe alții în direcția învățăturii sănătoase. Și vedem că din 22 de caracteristici, nici una nu face referire la daruri. Ci orice om poate să slujească, orice om de caracter. Un slujitor sfânt este o armă măreață în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu se folosește în primul rând de oameni sfinți, nu de oameni talentați. Și asta îți poate da curaj. Nu știi bine darul și ce dacă? Dumnezeu caută un om sfânt. Și când spun sfânt, nu spun desăvârșit, nu spun fără greșeală, nu spun fără păcat. Ci când spun sfânt, mă refer la sănătos spiritual, unul care știe să-ți rezolve eșecurile. Și când spun sfânt, înseamnă dedicat, pus deoparte, care s-au pus deoparte pentru Dumnezeu. De astfel de slujitori are nevoie Dumnezeu. Pe ăștia-i caută. Păstorește turma lui Dumnezeu cum se cade, în al patrulea rând, făcându-te pildă turmei. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei, zice Petru. Slujind, nu pretinzând să fii slujit. Fără aer de șef, fără a-ți da importanță, omul care nu face muncile, murdare. Scena să fie pregătită, totul să fie gata, tu numai vii și te apare acolo. Alții să muncească pentru tine. Făcându-te pildă turmei, fii acolo, prezent în toate, pune mâna pe orice. Tu nu ești șeful lor, tu ești slujitorul lor. Indiferent de ce lucrare faci, fii acolo. Nu-ți dai importanță că de fapt nici nu ai. Nici nu ai. Pentru că niciun om nu este indispensabil în lucrarea lui Dumnezeu și asta e bine să ne băgăm în cap fiecare. Niciun om nu este indispensabil în lucrarea lui Dumnezeu. Biserica a existat cu mult înainte de apariția mea și va continua mult după dispariția mea. Mentalitatea asta de tipul
Ceea ce tu poți face, nimeni altul nu poate realiza. Fără tine rămâne un gol pe care nimeni nu-l poate umple. Să fim serioși. Fără tine lucrarea este mai săracă. Astea sunt niște surogate emoționale, izvorâte din umanism. Sună bine și are efect doar pe moment. Sunt de acord, suntem unici, dar nu suntem de neînlocuit. Credeți că dacă Moise ar fi refuzat să răspundă chemării lui Dumnezeu, planul de eliberare al poporului s-ar fi blocat? Ar fi intrat Dumnezeu în panică? Nu mai am pe nimeni, nici vorbă. Credeți că dacă Estera ar fi refuzat să se implice, poporul Dumnezeu ar fi fost nimicit? Categoric nu. Ești unic, dar nu ești de neînlocuit. Nu ești indispensabil. Așa că stai la locul tău. Fă-te pildă. Pune umărul în tot ce trebuie făcut. Fii acolo, în echipă. Păstorește turma lui Dumnezeu care este sub paza ta. Păstorește turma cum se cade. Și trei, păstorirea turmei este răsplătită. Atât acolo, cât și aici. Când se va arăta păstorul cel mare, vei căpăta cununa care nu se poate veșteji a slavei. Slujirea ta nu va rămâne nerăsplătită acolo. Vom da socoteală de credincioșia cu care am slujit, nu de sudoarea, nu de cantitatea de timp și nici măcar de cantitatea de roade. Dumnezeu vede și vede foarte bine. Nu numai că vede, dar este și absolut corect în cântărirea slujirii tale. Slujirea ta nu va rămâne nerăsplătită acolo, asta e sigur. Dar slujirea ta nu rămâne nerăsplătită nici aici. Mai este un mare beneficiu al slujirii, un beneficiu de care te poți bucura și tu. Întâmplarea de la Cana, de la nunta din Cana, o știm cu toții. Acolo este un element care îți poate da curaj să te implici în slujire. Rămân fără vin, știți întâmplarea. Mama lui Iisus spune lui Iisus, ajută-i. Iisus, până la urmă, acceptă, umpleți vasele astea cu apă, transformă apa în vin, slujitorii duc vinul la mai marele ospățului, la nun, ăsta îl gustă și spune, haide capul meu, așa, e mai bun vinul ăsta ca cel de dinainte. Și ascultați textul, mențiunea Scripturii, Ioan 2:9. Mai marele ospățului a gustat apa care fusese făcută vin. El nu știa de unde este. Însă slujitorii care au scos apa știau. Ce învățăm de aici? Învățăm că doar cine participă la acțiune știe. Doar cine este implicat și slujește este martor al miracolului. Mai marele ospățului nu știa de unde vine. Slujitorii, în schimb, au fost lângă Iisus. Doar cel care participă la acțiune are șansa de a fi un martor al miracolului. Are șansa răsplătirii. Am văzut minunea cu ochii mei. Pentru că doar cel care slujește poate vedea minunile. Pentru că e acolo. Cel care stă acasă nu vede nimic. Așa că, în încheiere, cea mai grea povară a vieții este să nu ai nimic de purtat. Am învățat de-a lungul vieții acest adevăr. Cea mai grea povară a vieții este să nu ai nimic de purtat, să fii nefolositor, să nu fii bun de nimic. Și să nu fii bun de nimic când ai putea fi bun de ceva. Pentru că toți suntem buni de ceva. Când nu ai nimic de purtat, ești mai expus cinismului, disprețului și criticii agresive. Omul neimplicat, în loc să întindă o mână de ajutor, preferă să arate cu degetul. Omul neimplicat, în loc să-i ajute pe cei răniți, îi rănește pe cei ce ajută. Fiecare își are locul în turma lui Dumnezeu. Nimeni nu este deprisos. Marta, Maria și Lazar sunt o familie exemplară. Sunt niște paradigme a noastre. Martele sunt mereu energice, creează cadrul, organizează și păstrează ritmul vieții bisericii. Datorită martelor avem bugetul echilibrat, căldura și răcoarea în sală este asigurată, programele bisericii se derulează lin, avem sunet, avem transmisiune live, evenimentele au loc, sunt toate pregătite când venim aici. Aceste persoane nu sunt foarte vizibile pe scenă. Ele nu caută luminile rampei
Nu se hrănesc din aplauze. Asta nu înseamnă că nu au nevoie de aplauze. Înseamnă că nu sunt dependenți de ele. Astea sunt martele noastre. Apoi, mariile, ele se consumă extravagant, ele se dăruiesc. Oamenii sunt materialul lor de lucru. Mariile îi îngrijesc, îi încurajează, îi apreciază, îi alină, se joacă cu ei. Îi învață, îi sfătuiesc. Mariile se consumă, se dăruiesc. Lazării mărturisesc ce a făcut Dumnezeu în viața lor. Dumnezeu i-a dat viață. Lazar fusese înviat. El și-a mutat slujirea în afara casei. Și Ioan menționează lucrul acesta. O mare mulțime de iudei a venit acolo ca să vadă și pe Lazar, pe care îl înviase din morți, căci datorită lui. Mulți iudei plecau de la ei și credeau în Iisus. Fiecare are un loc în turma lui Dumnezeu. Nimeni nu este deprisos. Cu o singură excepție. În aceeași cameră, pe lângă Marte, Marie și Iuda, Marte, Marie și Lazar, mai era și Iuda. El nu și-a găsit locul. Când Maria a turnat mirul și a pus masca spiritualității, parfumul acesta ar fi putut fi vândut, iar banii dat săracilor. Dar Iisus îi cunoștea inima și menționează Ioan, spunea însă lucrul acesta, nu pentru că îi păsa de cei săraci, ci pentru că era un hoț. Și fiind cel ce ținea punga, fura el ce se punea în ea. Ce final trist pentru o poveste așa de frumoasă. Dar este realist. Dacă în fiecare biserică există oameni asemenea Martei, Mariei și a lui Lazar, mai sunt și oameni asemenea lui Iuda, care iau și iau mereu și nu mai înapoiază niciodată. Ei nu mai iau, ei nu mai consumă. Ești un Iuda de acest fel? Și ce nu mă refer la trădarea lui? Ci la acest aspect al vieții lui. Ești unul care ia mereu? Ești aproape de Iisus, dar departe de inima lui? Critici mereu abilitățile sau munca celorlalți în timp ce tu, rare ori spre deloc, ți-ai pus darul în slujba lui Dumnezeu. Profiți de avantajele pe care ți le oferă biserica, dar nu slujești niciodată? În timp ce alții se sacrifică pentru biserică, tu o sacrifici pentru propriul tău bine? Ești un astfel de Iuda? Iei mereu, fără să mai dăruiești vreodată? Dacă ești asemenea Martei, întărește-te și pune omărul. Dumnezeu îți vede slujirea. Dacă ești asemenea Mariei, nu te descuraja. Îngrijește oamenii. Dumnezeu îți vede închinarea. Dacă ești asemenea lui Lazar, fii tare, pune umărul, mărturisește-l. Dumnezeu îți cinstește convingerile. Dar dacă ești asemenea lui Iuda, oprește-te. Dumnezeu îți vede egoismul. Așa că mai bine încetează să iei și începe să dai. Cum? Maica Tereza și-a făcut un nume fără să aibă această intenție, slujind sărace și bolnavi Calcutei. Umilința slujirii a ridicat-o pe cele mai înalte culmi ale celebrității. Un tânăr, impresionat de munca ei dezinteresată și jertfitoare, i-a scris o scrisoare. Și în scrisoare o întreba cum ar putea să-și investească și el viața pentru a transforma lumea din jurul lui. Luni de zile n-a primit niciun răspuns. Apoi, într-o zi în poștă, o scrisoare adresată din Calcuta, India. A deschis-o cu nerăbdare și înăuntru a găsit doar trei cuvinte, specific. Maicii Tereza, care vorbea puțin și făcea mult. A deschis-o și a citit, găsește Calcuta ta. Aceasta este chemarea bisericii via. Găsește-ți Calcuta. Ea există, este aici, caut-o și găsește-o. Pentru că Dumnezeu lucrând prin noi, lucrează și în noi. Unde? Sunt lucrări unde mai este nevoie de oameni. Alipiți-vă de ele. Avem nevoie de oameni la proiecții, avem nevoie la transmisiune live,
la departamentul media, la sunet. Dar sunt și lucrări care au nevoie, lucrări care nu există și au nevoie să fie lansate. Via încă nu le acoperă. Care sunt acelea? Ei bine, doar voi le știți. Dumnezeu vi le pune pe inimă. Eu nu le știu. Da, sigur, aș putea să fac o listă cu ce ar trebui făcut. Dar abordarea bisericii noastre niciodată n-a fost astfel. Noi nu creăm forme cărora, în care să insuflăm viață, în care să injectăm cu forță artificial viață. Noi căutăm viață căreia să-i dăm formă. Așa că nu ne uităm atât de mult după ce, cât după cine. Așa că ce alte lucrări se mai pot naște, doar voi știți. Dumnezeu vi le pune pe inimă. Și nu vom începe absolut nimic până că nu apare acel cine. Pentru că trebuie să apară un cine care are convingerea chemării, căreia Dumnezeu sau căreia Dumnezeu i-a pus pe inimă ceva. Și în jurul acelui nucleu vom sprijini și vom dezvolta toate lucrările pe care le putem imagina. Dar nu mă interesează ce, cât mă interesează cine va duce lucrurile mai departe. Slujirea poate fi la locul de muncă, dacă este una intenționată și gândită. Implicarea noastră nu trebuie să fie doar în biserică, poate să fie proiecte publice la care noi ca biserică sau grup din biserică ne putem implica. Spațiul, ușile sunt deschise și spațiul este cât se poate de mare. Important este să asculți vocea lui Dumnezeu și să vezi unde ți este locul în împărăție. Mă bucur că deja Dumnezeu a început să stârnească lucruri și deja o persoană a venit cu un gând și lucrurile încep să se strângă într-o săptămână. Așa că, dacă mai este un cine, să vină să povestim. Pentru că nu creăm forme în care să injectăm artificial viață, ci vrem viață care să-i dăm o formă. Vă așteptăm. Și ca o mică, ca un mic exemplu, ca o mică ușă deschisă, pentru că lucrarea bisericii trece dincolo de granițele ei și dincolo de granițele țării, poate trece chiar dincolo de granițele continentului, vă aruncăm o oportunitate, o combinație între mulțumire și oportunitate, acum la încheiere. Așa că, Charlie, haide, te rog. Charlie a mers la el acasă după o grămadă de ani în care a lipsit de acolo. Sigur că o să ne spună el obiectivele cu care a mers, să-și vadă familia, dar a mai apărut ceva pe lângă aceasta. Așa că, Charlie, te rog. Vă salut în pace, în numele Domnului Iisus. Cine nu mă cunoște, nu știu dacă trebuie să mă prezint. Poate că majoritatea mă cunoșteți. Am o bucurie mare. Am venit de acasă după 10 ani care am călătorit în Burundi. Nu vreau să vă tulbure inima, vreau să vă încurajez că Dumnezeu lucrează încă. Maraturia mea de astăzi, câteva minute, să vă spun de ce am plecat acasă după 10 ani. Am plecat după 10 ani de ce atât timp? De ce n-ai plecat repede? Nu vreau să vă spun mai mult, au fost din multe puncte de vedere situație financiară, situație politică, dar pe urmă acum am reușit în 2023 să ajungem în Burundi. Și am o bucurie mare să vă spun de ce. Am stat acolo 2 săptămâni. Și în 2 săptămâni Dumnezeu a lucrat mult. De ce am plecat în Burundi? Era 3 motive. Prima motiv era să ved mormântul mama mea. Pentru că în 2018, când a murit, n-am reușit să ajung la mormântare. Și asta mi-a rămas frământ, dureri, suferință.
că am vrut să doresc să mai vede mama mea unde a fost îngropată. Al doilea motiv era să ved ce s-a schimbat în țara mea. Să ved ce-a făcut. În 10 ani e mult. Am vrut să ved ce mai este acolo. Și ultimul motiv, am vrut să ved ce pot fac oare eu acolo. Din păcate, n-am plecat cu familia mea. Trebuia să plec cu soția mea și cu cele doi copii care am, dar n-am reușit. Dar vom reuși altă dată. Dumnezeu mi-a răspuns. Am tras 2 săptămâni în Burundi. Am călătorit în Burundi. Am fost în Bujumbura, capitala lui Burundi. Am fost rău cu meu natal. Și totul a fost bine și regulat. Încercările nu se reușesc niciodată. Binecuvântarea sunt. Ce să vă spune, frații mei? Urmează un proiect puternic, a? De ce vă spune chestia asta? Prima dată vă spune că n-am reușit să ajunge la mormântarea lui mama mea, ca să fie clar și corect, pentru că mama mea a fost îngropată undeva la o comună, undeva sus, unde când au făcut o proa murt, s-au făcut o prostie acolo, au luat toate cimitirurile, nu mai pot să vede nici nimeni unde îngropat. Nu mai pot identifica cine acolo, cine acolo. Și acolo eu n-am reușit să ved mormântul mama mea. A doua lucru, am pus să ved familia mea, tata meu de la 80 de ani, care era motivul principal. Să vezi un bunic, un tata la 80 de ani, un om sănătos. Eu am cerut dorința la Dumnezeu să ajung acasă, să ved pe tata meu la 80 de ani. Să nu plec și el în lumea celălaltă, fără să ved pe el. Și l-am văzut. Și m-am frați, verișorile mele, care sunt acolo. L-am văzut, m-a îmbrățișat cu dragă, cu bucurie, ca și copilul lor. Asta mi-a plăcut cel mai mult. Am fost ca copilul lor. Putea să zici ei, nu te mai cunoște. Ultima lucru care vreau să vă spun este chemarea pentru slujire, care am văzut și nevasta mea că e aici. Și copilul meu mai mic, că celălalt mare era București. Vreau să vă chem la o slujire care se cheamă Burundi. Am găsit niște frați credincioși, niște oameni harnici, voioși. Și vreau să plecăm în Burundi. Ușa este deschisă. Nu vă temeți, Dumnezeu este cu noi. Eu sunt unul care va fi acolo și aici. Țara mea natală, Dumnezeu mi-a dat ca un dar de la Dumnezeu. România e a doua țară care Dumnezeu mi-a dat ca un dar de Dumnezeu. Am primit confirmat de la Dumnezeu, iubești pe Dumnezeu, slujești pe Dumnezeu, nu va fi frământ. Vă chem la fiecare grupă de casă care aveți să vă dați descoperire pentru Burundi. Nu pentru alta țară vă cheme, pentru Burundi în Bujumbura. Ușa este deschisă. Mulțumim, Charlie. Și-a văzut familia și o biserică anume este acolo și și-ar dori să punem umărul și să îi sprijinim și pe ei. Ne povestea la acela serviciu cu câtă pasiune predică, cum se șterg cu șervețelele pe față în continuu. Cred că și de la căldură, dar și de la pasiune. Și ne-au transmis că ne așteaptă pe acolo. Eu știu, poate fi ușa deschisă. Am fost în Africa în mai multe locuri ca biserică. Avem un om din Burundi, cine știe? Dacă Dumnezeu vă pune pe inimă, dacă este o chemare pentru unii, nu știu. Dumnezeu, l-așteptăm pe cine mai mult decât pe ce. Să ne ajute Dumnezeu.